Salutare tuturor și bine v-am regăsit la noi pe PCS canal. Păi băieți, s-a băgat o actualizare neașteptată pe Android. Prima dată a fost dată pe iPhone, după ce e pe Android, după cum v-am spus, în legătură cu Game Guardian sau orice aplicație de hack sau așa. Uitați că aici acum intrați la setări, este EOLA. Și aici la EOLA, cei de la Ohlas Games au făcut cooperație cu cei de la EOLA pentru a avea securitate mai bună la joc, ca să nu fie distrugeri la joc, adică cum fac unii moduri cu bani sau așa. Întâi avem licența, deci licența e oficială, avem restricții, uite, modificări, fel fel la joc, ia, îi legat de orice modul la joc. Continuăm. Uite, jocul nu tolerează content asupra utilizatorului abuziv. Nu știu, asta cred că un jurat sau ceva de genul. Deci, pe noi ne interesează la 4. Adică parole, hack-uri și și aplicații de hack. Acum, orice cont, dacă acceptați EOLA, oricum nu aveți cum să nu acceptați, e obligatoriu să acceptați, dacă acceptați și pe acest program vă găsesc de bani emitați sau mașini cu bug fel și fel, sau modificări la cont, contul vostru va fi șters și veți fi banați, adică nu mai puteți juca car parking, după cum am înțeles eu. Acum la 5 versiunile oficiale, cele oficiale numai de pe Google Play și pe App Store de la iPhone. Acum content pentru content și terminați. Asta e cu dacă aveți niște copii la joc, la joc așa, și acele copii nu, adică sunt modați sau așa, o să fie șterse de pe dispozitiv în totodată cu contul dumneavoastră, cu contul vostru. Așa am înțeles eu aici. Pentru că dacă ați făcut odată asta, cei de la Ohlas Games sunt obligați în colaborare cu eu la ca să vă baneze pentru a folosi această aplicație sau alt joc de la ei care are acest program. Și acum dacă vreți să contactați în caz de aveți ceva probleme cu contul, aveți e-mail și cam atât. Pentru instalare, copiere sau altceva a jocului, înțeles, pentru că ai citit EOLA, ai înțeles și ai fost de acord cu termenii. Deci asta e update-ul, a fost de 100 și ceva de megabyte, mă gândeam că mai bagă ceva, dar după cum vedeți, n-am mai băgat nimic, deocamdată. Dar s-ar putea să bagem mai multe lucruri. Acum nu dețin informații despre acest update, a fost neașteptat și de asta nu am informații. Eu v-am lăsat și ne revedem într-un nou episod pe canal. Pa, pa!